E începutul unui haos. Dacă îmi permit să intervin și eu, Andreea a pus punctul pe i aici pe câteva probleme care le-am tot discutat de ani de zile și revine în actualitate pentru că, din nefericire, aceasta este realitatea. Ceea ce se observă în sistemul de învățământ este că fiecare ministru, da, cu mici excepții, dar aproape toți miniștrii care au fost la cârma Ministerului Educației au considerat că ei sunt miezul, domnule, că ei reinventează roata, că în momentul în care s-a așezat pe scaunul acela, trebuie să șteargă cu buretele tot ce s-a întâmplat înainte. Și de foarte multe ori tot ce s-a întâmplat bun înainte. Atât cât s-a întâmplat bun, atât timp ca din nefericire. Deci, nu înțeleg de ce și pe mine m-a și deranjat foarte mult că domnul Funeriu, de exemplu, de la care avem alte așteptări, pentru că totuși a fost școlit și prin afară, a participat și la dezbaterile pe Pactul Național pentru Educație și la elaborarea strategiei, am lucrat împreună cu toți reprezentanții celorlalte partide, iarăși acum a venit cu două declarații nici la o lună distanță în care îmi spune, zice, domnule, o să lansez spre dezbatere publică. Și citez acum din declarația dânsului de pe 31 ianuarie, spune că în zilele următoare o să lansez în dezbatere publică noua lege a educației și după dezbaterea publică o să o trimitem spre adoptare în Parlament, ca după aceea pe 8 februarie la Sibiu, domnia sa se pare că a uitat și declară că intenționează ca în maxim 2 săptămâni să finalizeze proiectul legii și acesta să fie prezentat spre prima lectură guvernului. Eu astăzi i-am solicitat și solicit și acum să explice opiniei publice, unul, de ce nu ia în considerare acea lege a educației naționale care se află în Parlament, lege care într-adevăr a fost declarată neconstituțională, dar n-a fost declarată neconstituțională pentru că are foarte multe prevederi neconstituționale acolo, ci pentru că maniera de adoptare a legii a fost neconstituțională și anume prin asumarea răspunderii guvernamentale împreună cu celelalte două legi, ne aducem aminte în momentul. Dar de ce domnia sa inversează o practică normală și anume, ai un proiect de lege, este în dezbatere publică, este în dezbaterea Parlamentului, închei, spui până la data de 1 martie, se încheie toate dezbaterile și după aceea, în regim de urgență, soliciți Parlamentului să adopte această lege pentru ca anul școlar următor să intre și să se desfășoare pe baza acestei noi legi. Eu nu vreau să-l suspectez pe domnul ministru că această tragere de timp se datorează faptului că nu dorește ca să avem o nouă lege pentru noul an școlar, pentru că ar fi tragic dacă așa s-ar întâmpla și se vor continua experimentele pe copii care au fost ani și ani de-a rândul. Și apropo de ce spunea doamna profesoară și după aceea închei că nu vreau să monopolizez eu discuția, da, sunt atât de multe advertențe în lege și acum vorbesc și în calitate de avocat. Și tocmai de aceea am spus, încât lumea este, nici nu mai știi unde să te uiți, ce să interpretezi, sunt prevederi care se bat cap în cap. Tocmai de aceea eu am lansat cu câțiva ani de zile în urmă necesitatea, pornind de la Pactul Național pe Educație, să avem acel cod al educației. De ce nu avem un cod al educației care să aibă câteva legi de bază și care să aibă legătură una cu cealaltă? Asta e Pentru că avem problema. legea învățământului preuniversitar, dar avem după aceea prevederi în legea statutului persoanelor didactice, personalului didactic, iertați-mă, care se bat cap în cap, da? Și se anulează. Avem o lege a învățământului superior, da? Universitar, dar care nu ține cont de realitățile din preuniversitar. Avem o lege a salarizării care nu ține cont de realitățile din sistemul de învățământ din punctul de vedere al salarizării. Ca să nu mai discut că nu avem o lege serioasă privind calitatea în învățământ și când spun o lege serioasă mă refer la controlul calității. Pentru că dacă am avea mai multă calitate în învățământ și această Da, responsabilitate ca să doamna avem Biciol, calitate, deocamdată ar văd fi că se altceva. vorbește foarte mult de bani și este... Dar este să nu citească legile. Nu, poate că Nu-și până cunosc să citească... drepturile. Nu. Poate că și ministerul ar trebui să vină cu clarificări, că așa e normal. Când dai un ordin, vii după aceea cu clarificări. Și să dea aceste clarificări inspectoratelor județene și inspectoratului municipiului București, ca după aceea să fie tot corpul didactic informat. Da, Adică probabil nu este există foarte proaspătă inspectorate, deci această trebuie să știre. se intereseze la inspectoratul școlar din... Deci singura schimbare este că în loc de
obiective în program au fost scrise competențe. Deci nu s-a schimbat absolut. Pentru că s-a rămas pe aceeași filozofie. Deci, în primul rând, că este necesară această lege a calității. Deci, legea calității care să și salarizeze cu un bonus profesorii care au performanță. Deci dacă într-adevăr vrem să avem calitate în învățământ, așa cum tot această lege trebuie să sancționeze profesorii care au probleme de comportament sau care nu fac performanță. Da. Pentru că un cadru didactic, foarte bine, dacă dați voie să termin foarte și bine ideea, spuneți, vă rog. Un profesor, un cadru didactic nu duce muncă didactică numai în fața elevilor acele 4-8 ore. Trebuie să cerceteze, trebuie să aibă oră de consultanță. Așa se face un învățământ performant de la orice nivel, oriunde în lumea aceasta. Deci dacă vrem într-adevăr să avem, pe lângă curicula de care tot vorbim că este încărcată, pentru că se continuă acest obicei, că școala românească trebuie să informeze și nu să formeze. Ceea ce e total greșit. Școala românească trebuie să formeze competențe, nu numai să înghesie acolo informații. Știți ce-mi doresc în această emisiune cu ajutor? Trebuie să repetăm această greșeală. Profesorii au o mare putere, dacă îmi dați voie. Deci profesorii au o mare putere, dar au și o mare responsabilitate. Pentru că ei formează caractere. Ori dacă noi nu avem o salarizare serioasă și dacă nu tratăm problema salarizării cu responsabilitate, și aici este obligația oamenilor politici, pentru că vedeți dumneavoastră, toată lumea de 20 de ani spune educația este o prioritate. Și educația punem și în lege, avem 6% din lege și ce se întâmplă? Se încalcă legea pentru că nu se respectă sau se găsește acea formulă legală ca să se amâne intrarea în vigoare a prevederii respective. Eu personal am dat în judecată guvernul Tăriceanu pentru că nu a respectat legea. După 1 ianuarie, când trebuia să aplice legea, în care spunea clar, 6% nu te-a obligat nimeni. Avem faimoasele rectificări bugetare, în care la începutul exercițiului bugetar se dă o anumită sumă și după aceea se mai ia decât se dă de multe ori. Deci dacă nu vom avea o salarizare serioasă, nu vom reuși să atragem crema în sistemul de educație sau să despre păstrăm... Acest lucru, este un fals. Vă rog, este fals. Vă rog, haideți să citesc acest mesaj și răspundeți dumneavoastră. Deci cum mai poți, că vorbim de educație, să creezi copilului niște modele, că noi scoatem în față, de fapt, părțile negative. Da, dar dumneavoastră ați adus aici o problemă mult mai gravă, care este la nivelul întregii societăți, și anume lipsa de modele. Avem, exact. Eu am mai tot spus-o, avem o dictatură a non-valorilor. Așa în momentul este. De față, da, în societatea, da, românească, în care normalul a devenit anormal sau așa excepție. E. Și până când cu toții, de la oameni politici, la mass media, fiecare își face treaba acolo în școală, să se ofere modele, pentru că dacă o să avem, da, numai aceasta. Știți, bunica mea, eu am tot spus-o, avea o vorbă, Dumnezeu să ierte, talentul dansează imitația țopăie. La noi acum avem numai țopăială în fiecare domeniu, dacă ne uităm și analizăm cu sinceritate. Așa. Deci lipsa de modele, da, reale, greu, este un cancer al societății.